În momentul în care ne naștem, nu simțim altceva decât iubire necondiționată pură pentru noi înșine și pentru corpul nostru. În această stare pură de inocență suntem evident vulnerabili, iar vulnerabilitatea este o condiție prealabilă a iubirii reale. Această iubire pură de sine nu ține de vanitate, de ego sau de o imagine idealizată a unui corp perfect, ci ține mai degrabă de un sentiment autentic față de noi înșine și de dorința de a ne îngriji. Atunci când ne iubim pe noi înșine, nu ne otrăvim corpul cu alimente nesănătoase și nici nu credem despre noi și nici nu creăm gânduri sabotoare. Atunci când ne iubim corpul, ne simțim mult mai confortabil în pielea în care ne aflăm deja. Iar acest lucru ne mărește evident încrederea în propriul corp. Întreaga industrie a dietelor de astăzi se bazează pe urârea corpului tău. Toată lumea vorbește despre greutatea corporală ideală, despre lupta cu kilogramele, adică se vorbește despre pedepsirea și urârea corpului. An de an apar noi diete și noi idealuri nerealiste. Și în fiecare an apare din nou un trend și apare o nouă modalitate de a te face să-ți urăști corpul și te-a simțit de fapt că din nou ai eșuat. Însă singura modalitate de a avea corpul pe care să-l iubești este să-ți iubești corpul acum pe care îl ai, astfel încât să-l poți respecta și să-l poți onora. Nu întâmplător îți vorbesc despre toate aceste lucruri. Fac asta ca să-ți aduc atenția și conștientizarea pe felul în care astăzi ne tratăm corpurile, cu neglijență, cu indolență, cu nepăsare, cu privare, cu pedeapsă. Bine te-am găsit! Eu sunt Anca Lungulesei, terapeută în nutriție și creatoarea psihodietei, metoda integrativă de dezvoltare personală care abordează procesul de slăbire prin remodelare mentală. Psihodieta este o metodologie, este un proces prin care înveți pas cu pas cum să revii în controlul greutății corporale și alegerilor alimentare, astfel încât mâncarea să nu-ți mai controleze greutatea și viața. În psihodietă, focusul și atenția sunt puse pe flexibilitatea mentală și emoțională, care împreună susțin flexibilitatea metabolică a organismului. Iar acest concept de flexibilitate, parcurgând procesul de psihodietă, devine 100% experiență. Probabil că întreb ce înseamnă asta. Flexibilitatea în sensul său cel mai larg se referă la capacitatea ta de a te adapta și de a răspunde eficient la schimbări. Iar asta include nu doar situații din viața ta, ci și cu propriul tău corp. Și vorbim aici despre flexibilitatea mentală, emoțională și flexibilitate fizică, în special metabolică. Ceea ce ne interesează atunci când vine vorba despre slăbit și greutatea optimă este tocmai această flexibilitate fizică, adică flexibilitate metabolică. Ce înseamnă flexibilitatea metabolică și cum o obținem? Flexibilitatea metabolică se referă la capacitatea organismului tău de a se adapta eficient la schimbări în aportul de nutrienți și la cerințele energetice, prin comutarea între arderea diferitelor tipuri de combustibil, precum glucidele și sau lipidele. Acesta este un aspect foarte important al sănătății metabolice și joacă un rol esențial în menținerea unei greutăți corporale sănătoase și în prevenirea bolilor metabolice, cum ar fi diabetul de tip 2 sau obezitatea. Datorită flexibilității metabolice, organismul uman funcționează în mod natural ca o mașină hibrid, având potențialul de a fi alimentat de două surse de combustibil diferite. Pe de o parte, glucoza, ca și sursă principală de energie, pe de altă parte, grăsimea, ca și sursă alternativă. În momentul în care, printr-un proces ghidat, cantitatea de glucoză scade din organism, grăsimea corporală devine, în mod automat, principala sursă de energie a corpului tău. Astfel, corpul trece printr-o schimbare metabolică naturală, normală și sănătoasă, care accelerează arderea propriilor tale grăsimi. Metabolismul corpului este flexibil și folosește orice sursă de combustibil are la dispoziție, fie că este combustibil adus din alimentație sau combustibil deja stocat în corp, sub formă de depozite de grăsime. Așadar, în loc să folosească doar glucoza ca sursă de energie și să continue să facă depozite, corpul tău este capabil
să, prin această flexibilitate metabolică, să ardă propriile grăsimi ca să-ți oferi energie. Și evident, tu să slăbești într-un mod cât se poate de sănătos și echilibrat. Mai pe scurt, flexibilitatea metabolică reprezintă capacitatea organismului tău de a procesa carbohidrații. Așadar, în condiții de aport crescut de carbohidrați, organismul tău ar trebui să poată utiliza eficient glucoza pentru energie și să nu facă rezerve. Pe de altă parte, reprezintă capacitatea corpului tău de a arde grăsimile. În situații cu aport redus de carbohidrați, cum ar fi postul sau dieta care are un conținut mai scăzut de carbohidrați, organismul ar trebui să poată comuta către arderea grăsimilor pentru a-ți oferi energie. Ce e foarte important de reținut este faptul că o flexibilitate metabolică sănătoasă permite organismului să răspundă cât mai eficient la diferitele cerințe nutritive și energetice la care tu le expui, asigurând în acest fel menținerea unui metabolism sănătos și, evident, o greutate optimă. Un corp sănătos devine metabolic flexibil, iar pierderea în greutate este naturală. Învățându-ți corpul cum să devină flexibil din punct de vedere metabolic, obții niște beneficii incredibile și anume, activezi modul natural de ardere al grăsimilor, al propriului tău corp. Dezactivezi modulul de stocare al grăsimilor. Te echilibrezi din punct de vedere hormonal. Reduci inflamațiile din organism. Redai vitalitatea și bunăstarea corpului. Inversezi chiar și vârsta biologică. Per total, obții abundență de energie și abundență de vitalitate. Hai să vedem acum care sunt cei 5 factori care încurajează creșterea stratului de grăsime. Cu alte cuvinte, 5 factori care impactează flexibilitatea metabolică a organismului tău. 1. Stresul continuu. Acesta generează creșterea nivelului de cortizol și implicit nevoia organismului de a avea la dispoziție mai multă și mai multă și mai multă glucoză. 2. Alimentația bogată în carbohidrați. Prin efect cumulativ, aceștia stopează arderea grăsimilor și încurajează evident crearea de rezerve și de depozite de grăsime. 3. Sportul intens practicat cu frecvență ridicată. Acest tip de sport crește nivelul inflamatoriu la nivelul musculaturii, făcând astfel ca arderea grăsimilor să devină mult, mult mai lentă. 4. Calitatea slabă a somnului. Calitatea slabă a somnului împiedică arderea grăsimilor printr-un mecanism compensatoriu de supraalimentare, crescând astfel predispoziția ta de a consuma alimente bogate în zahăr sau în zaharuri. 5. Mentalitatea ta. Ține minte acest factor deoarece voi reveni asupra lui. Așadar, scopul nostru atunci când ne dorim să slăbim este să activăm flexibilitatea metabolică a organismului. Iar pentru a face asta, în primul rând, trebuie să evităm factorii care împiedică acest proces. Cărțile de nutriție spun și ne învață că pentru a ajunge la flexibilitatea metabolică, avem nevoie de o alimentație potrivită, avem nevoie de mișcare în fiecare zi și de un stil de viață sănătos. Însă perspectiva mea legată de acest subiect și bazată evident pe experiența practică, este că aceste aspecte nu sunt suficiente, doar alimentație, mișcare și odihnă. Pentru a activa flexibilitatea metabolică, adică corpul tău să înceapă să ardă rezervele de grăsime și să rămână constant în această flexibilitate, ai în primul rând nevoie să activezi și să antrenezi flexibilitatea mentală și emoțională. Flexibilitatea mentală se referă la capacitatea ta de a te adapta rapid la schimbări, de a schimba perspectiva sau modul de gândire care are legătură cu mâncarea, cu corpul și cu greutatea. Capacitatea de a găsi soluții creative și sustenabile la provocările care apar în acest proces. Aceasta implică abilitatea de a trece de la un gând la altul cu ușurință și de a aborda situații din perspective diferite. Este un element cheie al adaptabilității și rezilienței psihologice, permițându-ți astfel să răspunzi eficient la schimbările din alimentație, dar și la schimbările în raport cu mediul în care tu trăiești.
Flexibilitatea emoțională, pe de altă parte, se referă la capacitatea ta de a trece fluid și ușor prin diverse stări emoționale și de a te adapta eficient la diverse situații emoționale. Cum ar fi anumite alegeri alimentare pe care, momentan, le vezi și le percepi la nivelul minții ca fiind niște restricții? Flexibilitatea emoțională implică abilitatea ta de a recunoaște și de a accepta emoțiile proprii, de a înțelege și de a răspunde într-un mod cât se poate de adecvat la ele, de a naviga prin emoții complexe atunci când vine vorba despre greutate sau de alegeri alimentare. Acum vin și te întreb, îți dorești cu adevărat să slăbești? Cu siguranță da, și intuiesc deja că motivele sunt multe. Atunci procesul de slăbire trebuie de fapt să devină un proces de zidire și împuternicire interioară. Abia momentul în care mintea ta va simți că ești suficient de puternic, puternică, mental și emoțional, va elibera corpul din strânsoarea greutății excesive. Până atunci însă, greutatea va fi percepută de către propria ta minte ca o plasă de siguranță, care te ține ca într-un cocon ca să te protejeze, să supraviețuiești. Atunci când mesajul care ajunge în subconștientul minții tale se schimbă, greutatea va fi eliberată ușor și fără efort. Iar în mod natural, comportamentul tău alimentar se va schimba. Va deveni unul de consumator moderat și selectiv de alimente. Și totodată, vei deveni indiferent la alimentele sabotoare. Probabil te întrebi acum, cum aș putea să fac asta sau care sunt pașii? Primul pas este să te înscrii la workshop-ul Schimbă gândirea, arde grăsimea. Timp de 5 ore și jumătate vom vorbi despre toate aceste lucruri, pas cu pas. Participarea ta la acest workshop este de fapt primul pas pe care poți să-l faci ca să intri în procesul flexibilității și adaptării în propriul proces de slăbire. În cadrul acestui workshop vom explora împreună misterele grăsimii din perspectiva flexibilității metabolice, dar mai ales din perspectiva flexibilității mentale și emoționale. În felul acesta, vei învăța cum să faci astfel încât să te folosești de grăsimea corporală și să o transformi în sursă principală de energie a corpului tău și, evident, să slăbești. Adică, cum să faci ca propria ta grăsime să înceapă să lucreze pentru tine și nu împotriva ta. Și vom face asta aplicând strategii și instrumente de psihodietă, instrumente de remodelare mentală și de schimbare a percepției pe care tu acum o ai despre propria grăsime. Iată care sunt beneficiile pe care le vei obține investind în tine 5 ore jumătate ca să participi la acest workshop. Vom lucra pe identificarea cauzei, folosindu-ne de hipnoză, adică o stare de relaxare profundă în care mintea ta intră ca într-o meditație și intră cu scopul de a scoate la iveală informații care au legătură cu cauza reală a excesului de greutate. Apoi, vom lucra pe schimbarea percepției mentale, adică îți vei schimba percepția legată de arderea grăsimilor și a convingerilor limitative pe care tu le-ai dobândit de-a lungul vieții și care au legătură cu greutatea ta. După care vom lucra pe activarea schimbării metabolice, adică vei învăța concret cum să activezi schimbarea metabolică în mod natural, ca și cum ai apăsa pe un buton. Vei învăța care sunt categoriile de alimente care favorizează flexibilitatea metabolică, vei afla care sunt categoriile care stopează și dacă vei aplica aceste principii, vei vedea cum ușor-ușor kilogramele tale încep să dispară, fără să fii la dietă sau fără să te înfometezi. Toate acestea vor fi potențate de faptul că lucrăm pe creșterea încrederii în tine. Vei descoperi cum să te eliberezi de stresul și presiunea de a fi mereu perfectă și de a avea corpul perfect, învățând să-ți iubești corpul pe care l-ai acum, iar încrederea în propriul tău corp va crește. Pe lângă toate aceste beneficii, acest workshop transformațional de aproape 5 ore, 6 ore, vine la pachet și cu 5 bonusuri. Bonusul 1. Vei primi acces la platforma Psihodieta. Pentru a facilita pregătirea ta pentru acest workshop, vei primi acolo acces și vei primi acces și la aplicație. Și tot acolo vei găsi suportul de curs. Al doilea bonus. După workshop, vom încărca în platformă înregistrarea video a evenimentului. Astfel, ca după eveniment,
tu să ai posibilitatea să reiei oricând informațiile predate în curs. Sau, dacă nu poți fi prezentă live în cadrul evenimentului, poți urmări ulterior înregistrarea. Bonusul 3. Tot în platformă vei primi acces la un fișier audio-hipnotic creat de mine, care te va ajuta să activezi flexibilitatea metabolică, să accelerezi metabolismul și să rămâi angajat în acest proces. Această înregistrare audio-hipnotică o vei putea asculta după eveniment cu regularitate, astfel încât lucrurile și informațiile să se așeze cu ușurință în subconștientul tău. Bonusul 4. Vei primi acces gratuit la cursul Mentalitatea Greutății. Acest curs are scopul de a te pregăti pentru schimbarea de mentalitate care are legătură cu mâncarea corpului și greutatea, astfel încât să începi ușor-ușor să mănânci cu minte. Bonusul 5. Vei primi acces la comunitatea Psihodieta. Te vei afla într-un spațiu privat, empatic, alături de persoane care se confruntă cu aceeași problemă cu a ta și care își doresc cu adevărat să facă schimbarea. La fel ca și tine. Diferența între acest workshop și altele la care poate ai mai participat în trecut este că acest workshop este unul în care nu doar stai și asiști ca un simplu spectator, ci lucrezi activ cu tine. Așadar, pe lângă partea de predare a conceptelor și strategiilor, vom avea o parte foarte valoroasă și intensivă de lucru practic, adică tu cu tine. Instrumentele și tehnicile practice pe care le voi utiliza acest workshop sunt regresia hipnotică și hipnoza, pentru a lucra cu subconștientul, cu scopul de a scoate la iveală convingeri limitative legate de surplusul de grăsime. Iar apoi vom lucra pe rescrierea acestor convingeri și înlocuirea lor cu altele. De asemenea, vom face exerciții de remodelare mentală, exerciții care au legătură cu activarea metabolismului. Probabil te întrebi, de ce este nevoie de toate acestea? De ce nu e totul mai simplu? De ce nu vorbim doar despre mâncare? Știi? Multă lume îmi spune și mă întreabă, Anca, dar eu vreau doar să știu ce să mănânc, dă-mi o dietă, eu am nevoie de o dietă și atât. Iar eu le răspund de fiecare dată, sigur, eu pot să-ți dau dietă. Însă pentru a putea face schimbarea, cu adevărat, este nevoie mai întâi să înțelegi. Înțelegerea reprezintă, de fapt, adevărata putere pe care tu o deții. Așadar, în acest workshop de aproximativ 6 ore, tu vei avea ocazia de a explora și de a înțelege și de a-ți schimba totodată percepția pe care ai avut-o până acum despre grăsimea corporală. Mai multe detalii despre cum se va desfășura ziua workshopului din punct de vedere tehnic găsești pe pagina evenimentului. Acum aș vrea să-ți răspund la câteva întrebări care s-ar putea să-ți fi trecut deja prin minte. Este acest workshop pentru mine? Sigur. Dacă tu îți dorești să faci schimbarea într-un mod sustenabil și definitiv, cu siguranță acest workshop este pentru tine. Mai mult, dacă vrei să înțelegi care este legătura dintre minte și greutatea ta actuală, dar mai ales de ce nu ai reușit să menții kilogramele după o dietă pe care ai ținut-o în trecut, acest workshop este categoric pentru tine. La ce rezultate mă pot aștepta după acest workshop? În cadrul acestui workshop vei dobândi o perspectivă cu totul nouă asupra surplusului de grăsime. Vei înțelege în profunzime flexibilitatea metabolică și vei învăța cum să activezi această flexibilitate metabolică. Însă cel mai important este că vei înțelege, de fapt, importanța flexibilității mentale și emoționale. O vom activa și acestea de fapt te vor susține în proces. Vei identifica totodată anumite informații relevante pentru tine care stau la sursa problemei greutății corporale. Vei rescrie alături de mine convingeri limitative care ies la iveală legate de arderea grăsimilor. Iar la final vei pleca cu o strategie pentru un corp sănătos și un stil de viață echilibrat, așa cum știu sigur că îți dorești. Ce este hipnoza și cum funcționează ea? Hipnoza este o stare naturală de relaxare profundă a minții și implicit a corpului.
Hipnoza este similară cu momentele de pilot automat din viața de zi cu zi. Această stare îți permite să ajungi și să accesezi la nivel profund mintea, adică să ajungi la nivelul profund al subconștientului. Noi vom folosi starea de hipnoză ca instrument pentru accesarea informațiilor care se află acolo, stocate în profunzime și care au legătură cu greutatea și cu corpul tău, pentru a sprijini toată această flexibilitate mentală, emoțională și metabolică. În această stare, atenția ta este focalizată, iar mintea ta subconștientă devine receptivă la noi sugestii, facilitând astfel schimbări profunde de comportament și gândire. Ce este însă foarte important de știut și de înțeles, că în timpul hipnozei tu rămâi conștientă, permițând reconfigurarea convingerilor limitative într-un mod ușor și fără efort. Deci nu adori sau nu-ți pierzi cunoștința. De ce nu pot renunța pur și simplu la anumite alimente despre care știu că îmi fac rău sau despre care știu că sunt nesănătoase pentru mine? Răspunsul este simplu și complex în același timp. Nu poți renunța pur și simplu pentru că de-a lungul timpului tu ai creat anumite legături afective puternice cu acele alimente. Emoțiile puternice legate de mâncare, în special de mâncarea reconfortantă, au rămas stocate la nivelul subconștientului. Și atâta timp cât aceste informații sunt stocate acolo, îți va fi foarte greu să încetezi să mai tânjești după acele alimente, folosindu-te de ambiție sau de voință. Și evident, nu te vei putea abține să le consumi. Însă, prin hipnoză putem face acest schimb de informații la nivel de subconștient. Odată ce subconștientul tău acceptă noi sugestii, reacțiile tale față de anumite alimente încep în mod natural să se schimbe. Astfel, nu va mai fi nevoie să te folosești de ambiție sau de voință ca să reușești. Și totul va deveni ușor și fără efort. De ce este important să înțeleg cum funcționează mintea în raport cu corpul meu sau în raport cu mâncarea? Atunci când înțelegi modul în care funcționează mintea ta în raport cu corpul și mâncarea, adică înțelegi, de fapt, care sunt cauzele supraalimentării sau mâncatului nesănătos, tu poți să-ți antrenezi mintea să lucreze pentru tine și să nu fie împotriva ta. Mintea îți influențează întotdeauna corpul, iar tu, la rândul tău, îți poți influența mintea. Folosindu-te de instrumentele pe care eu le folosesc în psihodietă, tu ajungi să-ți influențezi subconștientul. Și asta facem noi în psihodietă. Și asta vei experimenta tu în acest workshop. Ce sunt și cum se formează rețelele neuronale? Rețelele neuronale sunt formate din neuroni, adică acele celule ale creierului care comunică între ele prin semnale electrice, ajutând la procesarea informațiilor. Crearea unei rețele neuronale poate avea loc extrem de rapid prin repetiții. De exemplu, tendința naturală a creierului de a asocia zahărul cu cea mai rapidă sursă de energie, care contribuie astfel la supraviețuirea noastră, este o informație preprogramată deja în mintea noastră. Și pentru a modifica această informație la nivel de subconștient și pentru a schimba implicit comportamentul și pofta față de dulce, este important să înțelegem cum și când s-a format, astfel încât să putem interveni și să rescriem acest sau aceste tipare. Ce este remodelarea mentală? Imaginează-ți că remodelarea mentală este echivalentul unui antrenament de fitness, doar că nu la sală, ci acasă, antrenament de fitness pentru creier. Practicarea zilnică de 15-20 de minute a sesiunilor audio de remodelare mentală contribuie la modificarea automată a comportamentului tău alimentar. Și asta ușor și fără efort conștient. Ce sunt convingerile limitative și de ce este important să le schimbăm? Convingerile limitative sunt niște idei preconcepute care ne influențează negativ percepția asupra realității, a acțiunilor, dar și asupra greutății. Cum ar fi, de exemplu, convingerea că nu pot slăbi sau că nu pot renunța niciodată la dulce. Acestea sunt adesea rezultatul imitației comportamentelor celor din jurul nostru, adică a mediului în care trăim.
sau, pe de altă parte, sunt rezultatul experiențelor personale anterioare pe care le-am avut, prin care am trecut, și care s-au format la nivel de percepție a minții. Însă, convingerile limitative, exact asta fac, împiedică progresul, împiedică realizarea obiectivelor, ne limitează. Schimbarea convingerilor limitative este esențială pentru a depăși barierele autoimpuse în timp. Acesta este un alt motiv valid pentru care dietele, în sensul clasic de dietă cu numărat de calorii, cu restricții, nu sunt suficiente. Pentru că dieta în sine, de fapt, nu schimbă comportamentul alimentar. Pentru că dieta nu are această forță. Nu are forța de rescrie, la nivel de subconștient, convingeri limitative legate de mâncare, corp și greutate. Însă, schimbă dieta, da. De ce avem nevoie să mergem atât de profund? De ce nu contează doar ceea ce mâncăm? Atunci când corpul tău este la dietă și aportul caloric este restricționat, așa cum ai făcut de multe ori înainte, această acțiune provoacă o scădere majoră a metabolismului. Și te invit acum să-ți reamintești la câte diete ți-ai supus până acum corpul. Și vei înțelege de ce, în momentul de față, corpul tău nu mai reacționează și nu mai reacționează așa cum te aștepți tu. Înțelegi acum de ce metabolismul tău este lent sau leneș. Toate dietele ținute anterior nu au făcut altceva decât să-ți cadă rata metabolică de repaus. Și s-a întâmplat asta deoarece creierul tău a crezut cu fiecare nouă dietă pe care tu ai ținut-o, fără o pregătire mentală și emoțională corespunzătoare, că organismul tău este înfometat și în pericol de moarte. Iar reacția naturală a creierului de autoprotecție față de tine este că a decis să economisească energie pentru supraviețuire și, evident, să facă stocuri de grăsime. Așadar, după fiecare dietă ținută, în momentul în care ai renunțat la ea, corpul tău a început să stocheze grăsimi, deoarece mintea ta era convinsă că ai putea muri din nou de foame pe viitor. În concluzie, te las cu această întrebare. Te-ai săturat de dieta? Dacă da, hai și tu la psihodieta. Ne vedem la workshop.